Bun găsit, prieteni, la un nou review. De data asta avem Atem Mini Pro. Și spun de data asta pentru că l-am avut până acum câteva zile pe frățiorul lui mai mic, Atem Mini. Însă Atem Mini Pro vine cu câteva funcții în plus, care pe mine personal mă ajută. Și după ce facem acest unboxing, în zilele următoare o să-l și punem la treabă. Până atunci, haideți să vedem ce conține cutia. Bun, în primul rând, aparatul te întâmpină cu câteva hârtiuțe binevenite, încă o fițuică prin care ne spun cei de la Blackmagic Design că au scos ultima versiune de DaVinci Resolve 16, deja o folosim. Hai să mergem mai departe și să vedem ce se află în cutiuța asta. Asta n-am apucat să le desfac, doar țipla de pe cutia mare am apucat să o desfac. În rest, cutia asta este goală. Avem aici o punguță în care este alimentatorul cu siguranță. Da, și asta este goală. Așa, ca și la celălalt. Avem alimentatorul cu aceeași mufă interesantă care intră în aparat și se înfiletează. Și aici cu mai multe adaptoare în funcție de regiunea în care îl putem folosi. La noi funcționează varianta asta europeană. Îl băgăm așa. Da? Un alimentator destul de greu. Hai să mergem mai departe. Ce mai avem în cutie? Avem mixerul și nu mai este nimic în schimb. Varianta precedentă. Ăsta în schimb are câteva funcții care pe mine mă ajută, pe mine personal, în setup-ul pe care îl folosesc eu aici, datorită faptului că encoderul de YouTube este hardware instalat în aparat și atunci nu mai trebuie OBS, nu mai trebuie FreeMix sau alte nebunii din astea care mi îngreunau foarte mult calculatorul, laptopul de pe care lucrez. Deși nu e un laptop foarte slab, nu e nici ultimul răcnet. Și așa arată Atem Mini Pro cu setările inițiale. Canalele de microfon, cele două canale de microfon pe care putem să conectăm surse externe de microfon, partea de mixaj de sunet corespunzătoare fiecărui canal, astfel încât să poată fi introdus în oricare din cele patru intrări în momentul în care ai nevoie de o fotografie, să-l poți introduce de aici. În partea de sus avem opțiunile de picture-in-picture, care se pot modifica și muta în toate cele patru colțuri după bunul plac. Urmează butonul de cut, auto și fade to black. Butoanele de temporizare ale trecerilor automate, ale trecerilor de auto, pe 0,5 secunde, 1 secundă, 1,5 și 2 secunde când se face trecerea prin efecte. Urmează butonul de auto și acele câteva efecte pe care le are, sunt 6 la număr. Urmează aceste 10 butoane în plus care se ocupă în mod special de înregistrarea directă de pe ieșirea de USB-C, înregistrarea directă pe un hard disk extern, ceea ce este mare lucru, înregistrare la calitate Full HD, la frame rate-ul pe care îl stabilești tu. Apoi are partea de encoder și de intrare în emisie direct de pe panoul aparatului. Ai aici butonașul de on-air și din momentul ăla ești on-air, liniștit, nu mai stai să te întrebi dacă nu cumva are buffer
OBS-ul sau dacă nu cumva VMix-ul s-a împleticit la sunet. Mie OBS-ul îmi făcea probleme fix la sunet, nu la imagine. Am transmis cu OBS-ul și emisiuni live. Trebuia pornit OBS-ul și nu trebuia să mai umbli la el. Dacă vrei să faci schimb de scene sau uita canalele audio și era nenorocire. De aici, cum am zis, intri direct în emisie, apoi aici buton de rec, stop, emisie on și off, on air și off la stream, on și stop la record. Iarăși butoanele care existau și pe AT Mini de keying, butoanele care scot fundalul în cazul în care filmez cu fundal verde în spate, verde, albastru, mă rog, acea funcție de keying. Foarte pe scurt, așa arată panoul. O să vedem la spate. Pe spate avem așa, cele două intrări de microfon, urmează cele patru intrări de HDMI, apoi HDMI out, iarăși o funcție foarte nouă, o funcție nouă, foarte utilă, implementată. Acum avem monitorizare. Acum avem monitorizare pe portul ăsta. Portul de USB-C, portul de LAN. Aparatul poate fi controlat cu softul lui de la distanță prin rețea, accesându-i adresa de IP. Ele pot fi mai multe într-un setup mai complex și de la un singur calculator poți să le controlezi pe fiecare în parte. Da. Dacă ești pe CAT, la o simplă apăsare, mixerul schimbă automat pe canalul respectiv. Dacă folosești funcția de efect, atunci când ai apăsat pe următoarea cameră, în decursul la o jumătate de secundă, o secundă și așa mai departe, aparatul schimbă pe următoarea intrare. Dragi prieteni, cam asta a fost scurta introducere a acestui mixer. În zilele următoare o să ne și jucăm cu el, pus în setup, cu toate camerele instalate, cu laptopul care mixează semnalul de textul de burtieră și așa mai departe. Mulțumim-vă pentru că ați petrecut cele câteva momente să vedem împreună unboxing-ul acestui mixer. Vă aștept la următorul clip. Ciao! Thank you.